Galateni 5, 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este legea. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstihnit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șarte, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locul. Mă bucur de frumoasa introducere, chiar dacă pe unii am să vă dezamăgesc, eu nu urmăresc niciodată pe WhatsApp nimic, în viața mea n-am dat niciun mesaj pe telefon la nimeni și sunt mulțumit așa. Îi spuneam fratelui Dani, aici e vorba de o mulțire a pâinilor, dar nu-i problemă. Eu cunosc pe unul care o poate face. Slavă, și pentru toți cei flămânzi, Domnul să aibă hrană în seara aceasta. Amin. Nu-i nevoie de multe explicații în a explica ce înseamnă înfrânarea poftilor. Ce înseamnă înfrânare? A pune frâna. A încetini, a opri. Aici eu sunt specialist. Toată viața mea am fost frânar. Și dibăcia unui mecanic locomotiv era în a opri trenul, să-l oprești la peron exact, să nu se verse paharul cu apă la călători, că primești reclamații. Și asta am învățat. Sistemele de frânare. Și ne spuneau șefii noștri, măi, înainte de a mișca o jumătate de metru locomotiva, gândește-te dacă o poți opri. Că dacă ai apucat, o pune în mișcare și nu o poți opri, e un pericol. Și nu vreau să trăiți senzația pe care am trăit eu odată, când constat, coborând la Mestecăniș, cu un tren de 2000 de tone, pe o pantă de aproape 30 la mii, că nu mai ține trenul la frână. Folosești toate sistemele de frânare, te ridici în picioare și nu-și face efectul de frânare. Și pe lângă toate sistemele de frânare, trebuie să folosești rugăciunea. Doamne, oprește-l Tu, în dreapta ai prăpastie mare. De aceea, în tehnică, oamenii sunt foarte atenți cu frâna. Veți observa, hai să vă spun un secret. Trenul când pleacă din gara de formare, prinde un pic de viteză, după care frânează. Mecanicul e obligat, după ce a plecat trenul, să-i facă o eficacitate, adică să vadă cât e de eficientă frâna. Eu, mergând de la Suceava la București, trebuia să știu exact cum frânează trenul. Acum eu vă recomand și dumneavoastră, înainte de a fac așa numai o comparație, că nu ăsta e subiectul, de a intra într-o relație de prietenie, de exemplu. Până prindeți viteză, faceți întâi o probă de eficacitate, să vedeți cât vă puteți înfrâna. Că dacă prinde viteză relația și voi nu știți să puneți frâna la timp, e eveniment. Apoi câte anchete se făceau în cazurile astea și cât dădeai de scris și cât te verificau toți. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem toți înfrânarea poftilor. Acum, la mașini cunoașteți, la trenuri poate unii din voi cunosc. Eu am constatat în viața mea că am îmbătrânit că mai ușor se frânează locomotiva și mașina decât unele pofte. Că până la urmă locomotiva avea multe sisteme de frânare și trenul nu ținea o frână, punea alta, punea a treia, punea a patra, până se opreau, mai ales dacă era locomotivă electrică. Dar constat că la anumite pofte, frâna ține foarte greu. De aceea spunea Apostolul Pavel că înfrânarea îi roada Duhului. Nu poate firea să înfrâneze firea, n-are cum.
Odată am citit într-o carte că un ateu din ăsta voia să spună că omul se schimbă prin educație, prin cultură, prin... să schimbă omul, așa cum se dresează animalele. Și el a luat, spre exemplu, o pisică să o dreseze. A găsit o mâță mai inteligentă și gata, a învățat, i-a legat fundițe la gât, a învățat să pășească, nu știu cum, și acum a ratat la toți. Dar unul din mulțime a dat drumul la un șoricel. Când a dat drumul la șoric, mâța aia cu fundițe la gât, din două salturi pe șoric. Pentru că instinctul, firea din ea, asta îi spunea. Noi nu putem să înfrânăm poftele firii pământești tot cu firea. Prin educație, repet, prin cultură, măi, da, ai un pic, o frânăm un pic, așa, o frânăm. Dar când se dezlănțuie firea din noi, nu-i mai putem pune frâna. Și Pavel știa asta și a spus, nu cu firea. Roada Duhului îi înfrânarea poftelor. De aceea, noi am răstihnit firea pământească împreună cu poftele și patimele ei. Rețineți, pentru înfrânarea poftelor, îi nevoie de mult Duh Sfânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Vorbind de înfrânarea poftelor, spune Scriptura că este o roadă. Noi trebuie să rodim pentru Dumnezeu. Ioan 15:8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu este proslăvit. Noi suntem ca un pom, Psalmul 1, Ieremia 17:8, Matei capitolul 7. Noi suntem ca un pom. Pomii se pun că sunt pomi ornamentali, sunt pomi puși numai de protecție, câte o lizieră, așa, să nu bată viscurul, dar cele mai mulți pomi sunt puși pentru rod. Eu și tu trebuie să rodim. Dacă aduce multe roade, prin aceasta Dumnezeu e proslăvit. Domnul să ne ajute să rodim pentru El. Nu intrăm în detalii ce înseamnă rod. Când Psalmul 127:5, versetul spune, fiii sunt o moștenire, rodul pântecelui îi o răsplată dată de Dumnezeu. Rodul pântecelui, dar nu vorbim cu voi, că sunteți necăsătoriți. Dacă ai într-o familie copii, crești pentru Dumnezeu, ăla e un rod. Da? Isaia 8:18 spune, eu, copiii mei, sunt niște semne în Israel. Trebuie să recunoaștem că bisericile pentecostale s-au înmulțit prin prozelitism, au venit oameni, dar și prin natalitate. La noi în sat sute și sute de credincioși au plecat de la trei familii. Toți au avut copii mulți, copiii au rămas credincioși, la rândul lor au avut copii și avem o adunare mare. Mai este acolo un înțeles de rod în Roman 16:4, Epenet, care este cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Și oamenii care au venit la Hristos prin tine sunt un rod pentru Domnul. Dar eu cred că rod înseamnă niște virtuți creștine, trăsături de caracter pe care noi trebuie să le avem. Și întâlnim în Sfânta Scriptură mai multe roade. Noi o să ne oprim numai la roada Duhului. În Matei capitolul 3, versetul 8, întâlnim roade de pocăință. Le avem astea? În Filipeni capitolul 1, 11, versetul, roada neprihănirii. În Roman 6:22, aveți ca rod sfințirea. În Galateni 5:22, roada Duhului. În Evrei 12:11, roada păcii. În Efeseni 5:9, roada luminii, știți dumneavoastră. În Evrei 13:5, rodul buzelor, adică o laudă pentru Dumnezeu. Astea sunt roadele care trebuie să le aducem noi, trăsături de caracter, virtuți creștine. Și ne oprim acum la roada Duhului. Dar vreau să vă spun, roada Duhului o produce Duhul. Eu n-am văzut într-o livadă un măr să tremuri tot, așa, să-i spun, măi, mărule, ce ai? Ce am? Fac mere. Tu știi cât e de greu să faci mere? Nu, mărul stă liniștit, el face mere pentru că e măr.
Voi aveți înfrânarea poftilor pentru că sunteți plini de Duhul Sfânt. Și cine nu-i plin de Duhul Sfânt și nu a văzut încă ajutorul Duhului Sfânt în viața lui, să nu stăm nepăsători. Să intrăm în stăruință, să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt va rodi în noi înfrânarea poftelor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Eu când citeam despre înfrânarea poftelor, m-am oprit așa și am pus o întrebare fără nicio logică. Măi, toate roada Duhului importantă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia, înfrânarea poftelor. Și mi-a venit o întrebare, dar de ce înfrânarea poftelor e pusă ultima? N-ar fi destul de importantă? Am spus, ba da. Apoi trebuie, mi-am spus, m-am resemnat, trebuie una pusă la urmă, nu? Eu mi-am imaginat așa roada poftelor ca te duci pe un lac așa limpede și arunci cu o piatră în apă și el face cercuri concentrice. De la piatră ce e? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea și tot. Și ultima așa e roada, e înfrânarea poftelor. Dar n-am fost mulțumit că n-am găsit în Biblie răspunsul ăsta. Și atunci am găsit înscris în Scriptură că voi sunteți o cetate. Și când am comparat omul cu o cetate, dacă vreți, biserica cu o cetate, am găsit că prin istorie, când cetățile astea mari, era în mijlocul cetății, era tronul cu regele, curtenie, mai în afară erau case de locuit, cetățile mari aveau provizii de grâne și de ape. Și ultimul element constructiv al unei cetăți, roată așa, era zidul de apărare. În Proverbii 25:28 spune că omul care nu-i stăpân pe sine, e ca o cetate surpată și fără ziduri. Înseamnă că înfrânarea poftelor e zidul de apărare al credinciosului. Când venea o armată dușmană, străină, să-i cotropească, ei pe când mergeau dezorganizați. Când se apropiau de cetate, se organizau legiuni pe batalioane și marea bătălie la o cetate era la zidul de apărare. Ăștia aruncau metereză, ei aruncau neagoi, basarab, cu apă fiartă. Ați citit în istorie. În momentul în care a căzut zidul de apărare, cetatea era cucerită. Mergea așa spre centru până îl lua prizonier pe rege. Înfrânarea poftelor este zidul de apărare al credinciosului. Când zidul ăsta a căzut, când diavolul a biruit și a dărâmat zidul, nu mai poate fi aplicată cealaltă roadă. Că înainte de înfrânare e credincioșia. Păi dacă a căzut înfrânarea poftelor, oi mai fi o credincios partenerului de viață? Oi mai fi credincios prietenului? Oi mai fi credincios lui Dumnezeu? Astăzi nu vorbim de credincioși, i-ați vorbit de asta, da? Dar când a căzut zidul de apărare, cetatea e în pericol. De aceea mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să fim foarte atenți, foarte, foarte atenți la înfrânarea poftelor. Pavel îi spunea lui Timotei, capitolul 1, versetul 19, a 1-a Timotei. Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și-o rătăcit de la căzut. O căzut de la credință. Toată bătălia unui pocăit, că e în vârstă, că e tânăr, îi la nivelul cugetului. În momentul când cugetul unuia este murdar, credința asta nu mai poate sălășui întrânsul. Și dacă cugetul unuia este murdar, atunci se întâmplă să cazi de la credință. Eu mă rog Domnului să ne țină pe toți cu cugetele curate. Poate pe final voi, dacă nu uitați, să vă spun că există posibilități de a curăța cugetul. Vorbind acum de pofte, ele sunt diverse. Unele sunt nevinovate, dar sunt tot pofte,
și poți să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Spune în Psalmul 78, versetul 18. Au ispitit pe Dumnezeu și au cerut mâncare după poftele lor. Dar e păcat să poftești o mâncare? Dar îi spune că au ispitit. Bine, contextul era alt, când au cerut carne în pustie. Măi, și o mâncare, dacă nu te poți abține de la ea și nu dovedești înfrânare, nu-i bună. Și cafeaua aceea care o bezi dumneavoastră, și nu știu cât îi bezi pe zi, voi sunteți tineri, probabil că nu beau cafeale, nici eu nu beau, stai liniștit, nu vă acuz pentru asta, eu nu beau cafea. Cafeaua aceea care nu te satură și mai bei una și încă una și încă una, e problemă. Dacă te-ai hotărât la o zi de post, dar o făcut acasă mâncare bună care îți place și îți spui, lasă că am să țin mâine ziua de post, că doar tot pentru Domnul postesc, deja e un semn de întrebare. Chiar în poftele culinare trebuie să fim foarte atenți. Domnul să ne ajute. Apoi dacă aș vorbi de o a doua poftă, aici sunt prinși mai mulți. Eu nu știu pe nimeni, dar știu la modul general. Că Domnul Iisus spunea Matei 5, 27, 28, ați auzit că s-a zis să nu prea curvești. Dar eu vă zic că oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și eu tot spun versetul ăsta și îl spun și îl spun și îl spun și porunca să nu poftești pe nevasta, așa, tot ținem fetele îmbrăcate cu vincios, surorile, măi, sunteți la adunare. Până când cineva mi-a reproșat, măi, dar la bărbați, de ce nu le spuneți nica? De ce nu le spuneți? Că vin niște predicatori cu niște pantaloni strâns pe dânsă, așa ia de crapă pe dânsă și fără ciorap cu ouă piciorul lui gol și deschiat la doi nasturi, lor de ce nu le spui nica? Că nu se tund cum trebuie, că nu se bărberesc cum trebuie, ce tot aveți cu noi? Și a spus, da, și pe voi sunteți ispitite. Normal că suntem și noi ispitite. Și atunci trebuie să le spun și la băieți și la fete și vă spun în seara asta a tuturor, păziți-vă să nu fiți pentru careva o pricină de păcătuire. Dumnezeu să ne ajute. O prorocie venită cu 30-40 de ani în urmă, care o discreditat într-un fel pe proroc, va veni vremea când în casa mea unii vor fi pricină de păcătuire pentru arză. Și au trecut 30, 40, 50 de ani, nu știu cât e de la prorocia aceea, și acum trebuie să fim foarte atenți și le spunem, măi, nu ispitiți. Frate Dragoș, dar dacă e pe stradă, bine, mie îmi pui fustă lungă și îmi pui han, dar dacă ăla e pofticios pe stradă, nu poftește pe alta? Măi, e drept, dacă... Dar vezi că și la adunare, nu toți oameni, nu toți băieți sunt pocăiți. Dar nu fi tu o pricină pentru cineva. Că el e pofticios, e treaba lui, vorbim cu dânsul. Dar tu n-ai voie să fii o pricină de păcătuiri pentru altul. Să ne dea Domnul pricepere la toți. Sunt pofte sexuale, dar nu intrăm în detalii aici, că nici nu stare documentat în privința asta. Apoi sunt pofte vizuale. Spunea Solomon în Eclesiastul 2 cu versetul 10, eu am dat ochilor tot ce pofteau. Am dat ochilor tot ce pofteau. Că poftele astea nu fac decât să acceseze păcatul. Fie că îl face printr-o patimă sexuală, fie că îl face prin una vizuală. Spunea Iov în capitolul 31, făcusem un legământ cu ochii. E greu să fii pocăit și pocăită dacă n-ai legământ cu ochii. Dumnezeu să ne ajute să fim atenți la ce privim, unde ne uităm, la ce ne uităm. Căci privirea noastră e un canal de accesare a păcatului, dacă nu suntem atenți. Apoi spune Pavel în 2 Timotei 4 cu 3, că va veni o vreme când unii n-or putea suferi învățătura sănătoasă, îi va gândi la urechea să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Măi, și urechile poftesc. Bine, e dinăuntru plecat, e dinăuntru. Ce-ți muzică asculți? Când vorbești la telefon, ce ți-ar place să spui un băiet? Sau ce ți-ar place să spui o fată?
ce propuneri, ce... Știți voi mai bine ca mine, că eu sunt surat de aproape 40 de ani acum. Dar știți acum, și cu urechile poți păcătui. Dumnezeu să le ajute, frați și surori, să fim atenți la înfrânarea poftelor, identificăm poftele astea care ar pune stăpânire pe noi și nu uitați de progresia păcatului. Păcatul așa progresează. El merge, merge. Despre Eva se spune în Genesa 3, a văzut că era plăcut, de dorit și-o luat. L-o privit, l-o luat, o mâncat, o păcătuit. Eu am exemplu din Biblia unui băiet, cum n-o fost la Elim. Mă uit aici, așa, unii mai mușchiulos, poate merg la sală, nu știu. E foarte bine că arătați bine, nu, asta nu e un păcat. Dar era un băiet așa de tare, numele lui era Samson. Ați auzit de el? Tare, domnule. O pus o dată o mână pe o falcă de măgar și a omorât 1000 de filisteni. Și câte, știți dumneavoastră, cum sui porțele. Eu acum când urc la deal, mă opresc deodată. Merg cu deștea tine, stați băi băieți, că eu n-am ani voștri. Ăla l-a dită, mai nu știu cât era poarta aceea. Și-a urcat sus pe munte, tare. Și-a întâlnit o fată și acolo eu am ales 4 verbe, 4 expresii. Samson a iubit. Mai apare mai în jos. El și-a deschis inima când ea îl năcăjea. Bă, dar de unde ai tu puterea asta? La început el nu prea o vrut, dar el năcăjea în toată ziua. Știți că cineva te năcăjește în toată ziua. Cineva te năcăjește în toată ziua. Fiindcă ea îl năcăjea, el și-a deschis inima. A treia expresie. Ea l-a adormit și a patra expresie, el și-a pierdut puterea. Și nici nu știa că a pierdut puterea. Rețineți 4 astea trepte. A iubit și și-a deschis inima. Lucrurile pe care le iubești, chiar dacă sunt afara ta, dacă nu ești atentă și nu ești atent, mâinii vor fi în inima ta. Cain! Pentru ce ți s-o pus să mori în fața? Nu e așa dacă faci bine, bine găsești. Vezi că păcatul pândește la ușă. Dar tu să-l stăpânești. A doua zi Cain îi spune lui Abel, hai să ieșim afară. Nu mai era păcatul la ușă. Invidia aceea, uciderea era în el. O ieșit în câmp, l-a ucis pe Abel. Unde era păcatul ăsta? Eu spun Dumnezeu, e la ușă, mă, el pândește. Lucru pe care îl iubești, treci prin fața unei vitrine și te oprești. Te oprește așa. Eu în viața mea, de exemplu, n-am băut niciodată, n-am pus vârful limbii pe bere, pe vin, pe... Eu pot să mă duc într-un magazin să fie fel de fel de sticle, cum le cheamă. Nu-s curios deloc, măcar să văd cât costă, ce ambalaj au. Nu-s curios. Pot să curgă râuri de ceva, băutură, nici picioare nu mă spăl în ele. Nu mă interesează. Dacă n-ai un lucru care îți place... Te duci la uiți la o poșetă, tot te uiți, tot te uiți, tot te uiți la un ruj, nu le oaz, dar mâine să-l iei. Pentru că lucrul ăla pe care îl iubești și acum ai în vitrină, mâine să fie în inima ta. Samson a iubit și-a deschis inima. După ce și-a deschis inima, știți ce a făcut femeia asta? L-a adormit. Nu te mai interesează adunarea, nu te mai interesează stăruința, nu te mai interesează înfrânarea poftelor, pentru că ai adormit și dorm legănat pe genunchii lui Dalila. De ce? A iubit ce nu trebuie. Așa a făcut Samson. Nu trebuia el să coboare acolo. Duhul Domnului mișca la Mahane Dan între Țoria și Eștaol. El a trecut hotarul și a iubit ce nu trebuia. Și pentru că a iubit ce nu trebuia, a deschis inima, hai să spunem, acelui păcat, neînfrânat, căci păcatul are o progresie. El nu vine dintr-o dată. El nu vine dintr-o dată. Spune în Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însăși momit. Pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Sunteți mari, adolescenți,
poate și căsătoriți dintre voi. Copilul se zămislește în burtă la mamă sa, dar mai stă 9 luni acolo. El nu m-a spus zămislit, dar nu s-a născut copilul. Așa face și păcatul. Păcatul zămislește, pofta aia păcătoasă zămislește în mine, în tine, în el, în ea. Dacă n-avem înțelepciunea să scăpăm de păcatul acesta, el crește și după o vreme apare păcatul. Și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Eu cred și continui să cred, niciun pocăit, nicio pocăită, botezat cu Duhul Sfânt în adunare, cu naștere din nou, nu săvârșește un păcat grosolan din ăsta dintr-o dată. El de păcatul ăsta se teme, nu-i învățat, nu-i obișnuit, se sperie. Dar întâi vine pofta, zămislește în imaginația, în mintea lui păcatul, el se gândește la el, se obișnuiește cu păcatul. În momentul când îi se oferă posibilitatea să-l înfăptuiască, el îl înfăptuiește că e învățat. De unde e învățat? Din mintea lui, din capul lui. Eu v-am povestit că la noi, la Suceava, asta e un alt subiect, când am vorbit de imprudența lui Tamar în prietenia aceea cu Amnon, s-a suit o fată la ocazie. Și când se coboară la Ițicani, șoferul a spus, mergi cu mine întâi la adâncata. Fată pocăită, cu minte, curată. Ia-i, domnul, nu glumesc, ce a vorbit, e că nu știu ce a vorbit, dar el a rămas ferm, ea a deschis ușa și a sărit. A murit, a îngropat-o, a îmbrăcat-o mireasă, am fost la mormântare, mergea un cor în față, sute și mii de oameni, poliția a oprit circulația, alt cor mergea în spate și m-am gândit, poate dacă era alta, nu era mare problemă. Nu era mare problemă, dar pentru ea a fost o problemă. Ea nu era învățată în cugetul, în mintea ei să păcătuiască. Și atunci a spus, mai degrabă mor decât să păcătuiesc. Și a plecat, spune eu, la Domnul acasă, o fată cu minte. Dar nu poți păcătui până nu te înveți cu păcatul. Și păcatul ăsta, de unde vine pofta? Din câte vizionări, repet ce spuneam, pofta ochilor, urmărim ce nu trebuie, ascultăm ce nu trebuie și păcatul ăsta zămislește în noi, încet, încet, o glumă, o atingere, o prietenie, vai, nevinovată și în minte, în cugetul omului, încet, încet vine păcatul. Asta înseamnă progresia păcatului, el crește. Într-o seară am fost într-o familie, era o puștoaică mică, nu știu, 3 ani, 4 ani, mi-a putea vorbi, că spune la nenea o poezie. Și mi-a spus o poezie că a venit un viermișor la ușă și a început a plânge, o scafară plouă, nu știu poezia, dați-mi voi înăuntru. Și fetița era, o deschis ușa. Dar după viermișor era un melc, și după un melc era o broască, după o broască o vulpe. Și s-a umplut casa cu... Și spunea în încheiere, nu știu să vă spun poezia, tot așa e și cu păcatul. Începe cu ceva nevinovat, cu o curiozitate. Hai trage un fum de țigară, că nu mori. Și tu tragi, tușești, că nu ești învățat. Și mai trage unul și ajungi fumător înrăit. Hai ia ceva aici. Și la urmă ajungi să te droghezi și plânge adunarea, bilete, la amvon. Dar nu ai plecat dintr-o curiozitate numai. Dina odată nu spui, dar nu fac niciun păcat, mă duc să văd un pic fetele țării, ce toalete mai au. Și o sărit cineva și o bătut joc, o curiozitate. Că păcatul are progresia lui. Samson a iubit și a deschis inima, ea l-a adormit și și-a pierdut puterea. Și ce rău când nu știi că îți pierzi puterea. Am să fac ca așa altă dată și nu am mai făcut ca altă dată. Samson, filistenii s-asupra ta. Știu ce am de făcut. Și nu am mai făcut, că nu mai avea putere. Și a ajuns viteazul nostru Samson, pus din pânticele mamei deoparte, să fie cu ochii scoși, să joace în fața filistenilor și să învârte la râșniță. Ce tragedie! De ce? Nu și-o dat seama că pofta aceea care l-a dus acolo în Valea Sorec
îi aduce pe Iria. Deci când vorbim despre înfrânarea poftelor, am vrut să vorbesc, în mintea mea am schița asta, am vrut să vorbesc de locul înfrânării. Eu dacă scriam, spuneam, hai, lăs dragostea, prima, dar a doua punem înfrânarea. Că multe, multe rele se fac din lipsă de înfrânare. El va pieri din lipsă de înfrânare, spune în cartea Proverbelor. Locul înfrânării, posibile pofte păcătoase și progresia păcatului. Acum aș vrea să vă dau câteva recomandări, că nu suntem tare mult. Eu plec, când termin aici, o iau pe autobandă gol. În Ezechiel 22:30, spunea Dumnezeu așa, caut un om ca să zidească un zid și să stea în spărtură. Am spus că înfrânarea poftelor e zidul de apărare. Dacă în zidul ăsta sunt fisuri, e mare pericolul. Vine vrășmașul și prin acele fisuri aruncă cu săgeți. Și lovește și face victime. Și Dumnezeu striga prin prorocul Ezechiel, caut un om ca să zidească un zid. Cine e omul ăla în seara asta? Este omul ăla? Eu nu pot să vă condamn pe niciunul din voi, că nu vă știu. Nici nu cred despre voi că sunteți atâta de păcătoși și aveți toate poftele și toate păcatele. Dar fiecare are slăbiciunea lui. În vremea lui Neemia, fiecare trebuia să zidească în fața casei lui. Neemia, capitolul 3, versetul 12, parcă nu știu, spune acolo, Shalum, ăsta n-avea băieți, Shalum n-avea băieți. Avea numai fete, gingașă, frumoasă, brodau, coseu, și a spus, hai la zidit. Shalum a zidit zidul din fața casei, el cu fetele lui. Că și fetele trebuie să aibă zid la înfrânarea poftelor. Că dacă nu este zidul, este păcat, frații mei. Cine vrea să zidească zidul? Ce rol are un zid, zidul ăla din Ezechiel? În primul rând, zidul delimitează o proprietate. Eu am stat la cineva la Săcălaz acum. Dom'le, te grădin ziduri așa mari de 2 metri. Am spus că ăștia nu prea să iubesc vecinii, cred că unul cu el. Dar așa e acolo. Și e bun că ai zid. Adică să împingă parul la gar, ba mai încoace, ba încolo, vezi că aici hotarul, ai făcut zid. Zidul delimitează proprietatea. Eu de aici am predicat odată la o nuntă. Le-am spus la cei 2 miri, măi, voi veniți din familie, trăiți bine unul cu altul, dar vedeți că de acum înainte trebuie să știți care e familia voastră și care nu e a voastră. Care sunt lucrurile voastre materiale, care sunt obiceiurile voastre, care e intimitatea voastră, că în al doilea rând zidul are rol de protecție. Protecție fonică, câte mașini trec pe drum, dar am un zid mare și nu mai o să aud tot. Dar și la casă, și la familie, și ca persoană, eu trebuie să am zidul de apărare, înfrânarea poftelor, care mă protejează de toate vorbele, de toate urăciunile. De zidul are și rol de delimitare în zidul ăla identitatea ta. Măi, unde stă Croitor Dragoș? Uite la poarta aceea, la gardul acela stă, când mă caută frață. Deci eu acolo, ăla identitatea mea, între zidurile acelea. Zidurile are rol de protecție. Câteodată nouă nu ne plac zidurile. Zidurile astea în adunare sunt rânduieli bisericești. Aici e Țoria, aici e Ștaol. Mai încolo nu-i voie. Când trecem mai încolo, ieșim de protecția Domnului. De aceea trebuie să facem zid intimitatea ta, părtășia ta cu Dumnezeu. Le spuneam la familiile tinere, nu povestiți toată viața voastră la prieteni, la prietene, nici la părinți. Ești tu cu el. Ăsta ai zid de protecție, asta e familia mea. Ce vă interesează pe voi? Că unii stau cu, fără ziduri, cu ziduri dărâmate și nu-i bine. Deci când vorbim de recomandări, recomandarea asta o am pentru dumneavoastră. Zidiți zidul înapoi. Fiecare știe ce slăbiciune. Eu am spus că n-am băut niciodată. N-am fumat niciodată.
Eu nu mă tem de băut și de fumat deloc, deloc. Doamne, păzește-mă că am fost bătrân. Ei, da, am și eu slăbiciunile mele care nu vi le spun, că mă dați pe internet. Dar eu le știu. Și acolo mai mult mi-a spus Drăgușel, aici fii atent. Și nevastă mea, Dragoș, fii atent aici, că tu ești tare urmărit. Tare urmărit e. Ei, am slăbiciuni ca om. Și tu ai slăbiciuni. Acolo unde ai slăbiciuni, acolo zidește zidul. Acolo apăr, de acolo fii mai atentă un pic. Eu când m-am însurat, eram tare băiană, nici am unul scheabur, da? E mai bine ca atunci. N-avem gar la drum, avem un gar rău, tot câinii din sat aveau potecă prin gar la mine. Și gâștile la vecin, mergea câte una, intra la mine în grădină, parcă făcus armată, așa intrau de frumos. Ei, când mi-am făcut gard, odată cu capul în gard, băi, nu se mai poate trece la omul ăsta. Atenție la slăbiciunile care le ai tu. Una le are cu moda, unul le are cu cosmetica, unul le are cu băieță, unul le are cu bârfa, unul le are cu minciuna. Nu le aveți pe tăti, unul. Dar ceva aveți. Tânărul spune la Domnul Iisus, toate astea le-am păzit. Un lucru îți mai lipsește. Și vei fi desăvârșit. Atâta mă gândesc, măi, eu știu că nu-s desăvârșit, mai ales că Iacov spune cine nu greșește în vorbire. Apoi eu mai greșesc în vorbire, recunosc. Măi, cine mai trebuie mie ca să fiu mai bun? Ție ca să fii mai pocăită. Ție, frate tânăr, ca să fii mai pocăit, mai aproape de Dumnezeu, ce ți-ar mai trebui? Ia spune. Vă pun pe rând să spuneți sau îmi trimiteți bilet îndată cu întrebări. Atenție la zid. Dumnezeu să aibă milă de noi. Apoi ce recomandări să mai dau? Că dumneavoastră le știți pe toate, le știți mai bine ca mine. Să vă spun ceva de mărturisire, metode de curățire a cugetului. E o metodă. Acolo interesant în 1 Ioan capitolul 1, versetul 5-6 spune: dar dacă umblăm în lumină după cum El este lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Păi dacă umblu în lumină, unde mi-s păcatele? Dacă umblu în lumină. Frații mei, povestea odată, parcă fratele Macoviciuc l-am auzit spunând, că voia să ducă la o nuntă îmbrăcat un costum frumos, negru, și a ajuns la un prieten de-a lui care avea brutărie, avea moară. Și a spus, hai să vezi ce am, numai când mi-l am, nu pui mâna pe nimic. Și a trecut prin moară când a ieșit, era altăt, fără să pui mâna pe nimic. Noi trecem prin lume, noi trăim în Timișoara, oameni buni. Într-o lume pervertită, într-o lume murdară, auzi ce nu vrei, vezi ce nu trebuie. Și toate astea, scamele astea, scăiețe, când umblam cu oile eu, să țineau scăiețe de oi, așa. Astea toate ne afectează și pe noi. Dar dacă umblăm în lumină, atunci vedem tot ce avem pe noi, pietrele care le avem pe noi. Și când le vedem, ne putem curăți. Duhul Sfânt, eu nu forțez niciodată o mărturisire. Duhul Sfânt e acela te face conștient că ai păcat în viața ta. Depinde de sensibilitatea fiecăruia, cât e de sensibil cugetul. Odată au plecat doi frați treceau la aceea pe eu și erau basculi, cântare de alea mari, care scântăreau mașinile. Și unul s-a pus pe cântar și a spus, vezi câte kilograme am. Și ăla spune, dar suite, că m-am suit, el era slab, avea vreo 50 de kg, bascula nici nu funcționa, era pentru tone. Unul are cântar de farmacie, unul are o basculă, de ce e un cântar pentru camioane. Depinde de sensibilitatea cugetului. Eu la cina Domnului am întâlnit oameni care nu se cercetează niciodată, azi se băgecurește, nu știu cum, la cină el e primul. Altul nu e cina cu lună, știți, am avut o spărare, am avut o vorbă. Depinde de sensibilitatea cugetului. Și acum Duhul Sfânt care e în tine te face conștient că ai păcat. El dovedește lumea vinovată, dar și la pocăiți vine și îi spune, vezi că ai păcat. Tu ai două soluții. Ori te recunoști și te mărturisești, ori spui, nu, n-am păcat. Și dacă spui că nu am păcat, îl face mincinos. Pe cine îl face mincinos? Pe Duhul Sfânt care ne spune că avem păcat. Acum nu vreau să intru în detalii, că e mult despre mărturisări.
Cui ne mărturisim? Ne mărturisim întotdeauna lui Dumnezeu, asta știm, și câteodată oamenilor. Când ne mărturisim oamenilor? Că atunci am mărturisit Domnul păcatul, Psalmul 32, și nu m-am ascuns. Iacob 5 cu 16 spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Când ne mărturisim oamenilor? Când ai în viața ta o patimă, o poftă, un păcat, care se repetă periodic, măcar că ai luat hotărâri, ai luat juruință, te-ai hotărât și din când în când, ciclic așa, iară se repetă. Atunci trebuie să ceri ajutorul unui frate. Frate, uite, ăsta e păcatul meu, ăsta e păcatul meu, te rog, ajută-mă, că Biblia spune, dacă doi se unesc, să ceară un lucru, le va fi dat. Omul ăla te ajută. Omul ăla are drept de control asupra ta, inima mea e închisă. Dacă nu aveți un dar, acum am așa, nu știți ce e în inima mea. În momentul că eu mă duc la Dani și mărturisesc, eu deschid ușa. Dani, uite, și asta, și asta, și asta. El e medicul meu de familie. Eu primesc multe telefoane. Frate Dragoș, am o mărturisire de făcut. Câteodată îl ajut pe om când îi vezi că dispărează. Bă, n-ai păstor? Păstorul e medicul tău de familie. Eu mă întâlnesc duminică cu Dan și el mă ia pe după cap și îmi spune, drăgușel, cum e cu aceea? Numai de rușine că mă întâlnesc cu el, nu mai fac. Că el are drept de control. El prin Duhul trebuie să-mi dea deslegare. El trebuie să mă asigură de iertarea lui Dumnezeu. Ăla care primește mărturisirea să păstreze în secretă, da? Mărturisirea. Ăla care primește mărturisirea are multe lucruri cu voi. Mai apare la mărturisire cineva. Eu am făcut așa o teorie despre mărturisire, eram mult mai tânăr, aveam ispite care mă biruiau și am spus, eu din Suceava, mă duc, mai poate găsești la Caransebe și un frate pocăit să-i spun ce am de spus, să nu-l mai văd în viața mea. Pun capul în jos. Pentru că apare rușinea. Apare rușinea. Și când am făcut și eu mărturisire, eu vă spun din experiență, oameni buni, am luat un frate proroc, păstor, care lucra cu mine de ani de zile. Și încă un frate, un om al lui Dumnezeu. Și am început să spun, măi, oameni, eu văd în mine, uite, asta nu-mi place, asta nu-mi place. Ei stăteau, ascultau și mă mai întrebau, dar asta ai făcut? Nu, dar m-am gândit. Bun, hai, trecem mai departe. Băi, așa plângeau oamenii ăștia, de parcă ei erau cei mai păcătoși din lume. Și eu le-am spus. Și mărturisirea a avut efect. Și faptul că mă întâlnim cu dânsul, mergem în lucrare, ei mă mai trăgeau de limbă, drăgușel, cum e cu aceea, și mărturisirea are efect. Dar apare rușinea, știi? V-am mai povestit că la un frate are o vedenie. Merge la adunare și la ușa adunării era diavolul. Dar așa, cuvincios. Și el spune, ce cauți aici? Zic, am venit să-i dau la pocăiți ce le-am luat. Dar ce le-ai luat, măi, și vrei să-i dai înapoi? Ci că le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască. Acum le-o dau înapoi ca să nu se mărturisească. Și-i drept asta. Eram în adunare în Arad și primesc un bilet vis-a-vis de, îmi spune, frate Dragoș, ma tale nu desconsideri pe acela care îți mărturisește. Nu, eu în ăla văd un erou. În ăla văd un erou. Pentru că mărturisirea are niște urmări benefice. În primul rând, te scapă de raza de acțiune a păcatului, îl dai de gol pe diavolul. Uite, frate, ăsta Duh mă chinuiește pe mine. Și când l-am dat de gol, cu rugăciune, el trebuie să plece de la mine. Mărturisirea își dă posibilitatea unui nou început. Măi, până azi am fost de aici încolo, Doamne, primești, m-am mărturisit. El e credincios și drept ca să ne ierte păcatele. De asta sunt pus aici să vă spun. Cine ascunde fără de legea Proverbii 28 cu 13 nu propășește. Cine o mărturisește și se lasă de ea, capătă îndurare. Și toți avem greșelile noastre. Nu s-ar angel meri din cerul și nimeni, Dani, nici altul. Suntem oameni, trăim în firea pământească. 2 Corinteni 10 cu 3 spune, măcar că trăim în firea pământească, nu umblăm călăuziți de firea pământească. De aceea eu recomand mărturisirea. Mai spune Apostolul Pavel în Corinteni 9 cu 27 o recomandare, dacă vreți. Și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
un pic de asprime față de trup. Post, rugăciune, discipline spirituale, citirea Scripturii, astea te apropie de Dumnezeu. Postul te deslipește de pământ și rugăciunea te lipește de cer. Ăsta e rostul postului și a rugăciunii. Dar trăind cu post, cu rugăciune, îmi spunea fratele George Lază de la Dobric, că el s-a adunat pe țible și 3 zile, am fost o dată acolo, și mergea cu băieți tineri, cu tineri. Și ăștia în prima zi de post, mai râdeau, mai glumeau, mai făceau. Și el spunea, băi, stați, băi, băieți, liniștiți, că e post, băi, aici. Și apoi, greu, greu, greu. A doua zi dimineață, tot mai așa, de-a doua zi după amiază, începeau să se moaie. Apoi a treia zi îi spunea, fraților, dar sunteți tineri, dar râdeți, dar nu sta. Nu mai râdea nimeni. Că după 3 zile, ce nu mănânci deloc, să vezi cum se duc toate poftele la tine. Dar suntem tineri, sănătoși, bine hrăniți, bine îmbrăcați, cocheți, cu bani la noi. Cum să nu vină poftele? Cum să nu vină poftele? Biserica catolică, e admis, da? Are 7 păcate capitale. În capul listei e lenea. Catolicii au spus că lenea e atelierul în care se nasc toate păcatele. Și apoi vine la mine un băiat și spun, frate Dragoș, mai am așa niște gânduri murdare, așa, când dorm. Băi, dar cât era ceasă? Era 8 dimineața, trebuie să fii sculat la 6, băi. Când stai până la 8, până la 9, cu plafăm aici, îți vin gândul, ia scoală-te la ora 6, du-te la lucru, mătru, prin curte, fă ceva. Și la fete același lucru. Mai spală odată farfurile, mai dă odată, stai așa învelită până la gând și ai îți vin gânduri murdare. Păi linia e atelierul în care îți fac toate păcatele. De aceea să fim foarte atenți și în privința asta. În recomandările acestea, am vorbit de zidul de apărare, am vorbit de mărturisire, am vorbit și mai am 2 minute și spun amin, am vorbit de a ne purta aspru cu trupul nostru. Și ar fi multe recomandări, mă opresc aici. Vreau să vă fac conștienți de un singur lucru. Sunteți tineri, sunteți frumoși, aveți viața înainte. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În tinereța voastră, în căsnicia voastră, în familiile voastre. Nu uitați, marea bătălie a credinciosului e la nivelul cugetului. Măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui. Eu nu-s pocăit după cum predic, nici voi după cum cântați. Noi suntem pocăiți după cât suntem de înfrânați. Și Dumnezeu să ne ajute să fim înfrânați și să fim curați la suflet. Înfrânarea poftelor, repet, în orice activitate, în orice acțiune, în orice propunere, în orice prietenie, așa cum făceam eu la tren, că e obligatoriu, că mă penaliza dacă nu făceam, după ce porneam trenul, fac o frânare să văd cum ține trenul. Verificați-vă înainte de a merge la o întâlnire, că te-o suna cineva, fă o verificare cât de înfrânată ești. Și dacă vezi că nu ține frâna, du-te întâi repară frâna, după aceea pornește vehiculul. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.